Bună ziua! Numele meu este Ludovic Țister și astăzi în standul revistei Ferma o să începem așa numitele conferințele revista Ferma. Eu am fost desemnat să sparg gheața cu aceste conferințe și vom discuta astăzi despre creșterea vițeilor. Pentru toți cei interesați din jurul meu, putem să discutăm și despre altceva referitor la creșterea bovinelor. Eu am o prezentare, dar nu trebuie să ne ținem de ea. Am încercat să pun cât mai multe poze, pentru că suntem într-un mediu foarte, foarte vivace, mișcat, și cred că pozele vorbesc mai mult decât sute de cuvinte. Dar eu trebuie să umplu acest gol de poze cu vorbe. Tema care mi-am propus-o este creșterea vițeilor, mai ales din rasele de lapte. Este un subiect foarte drag mie, pentru că începând cu liceul am studiat acest subiect până la teza de doctorat. Inclusiv o specializare în Statele Unite de un an de zile numai în creșterea vițelilor pentru producția de lapte. O să vedeți și niște poze din acel loc, dar o să vedeți și poze din alte locuri din România și din lume. Sigur că atunci când facem o prezentare și discutăm despre o tehnologie, noi vorbim despre consultanță. Dar în lume, în afară de consultanți, există alte două categorii de oameni. Sunt cei care fac teoria, adică profesorii, care știu cum funcționează lucrurile, dar nu știu de ce. Practicienii sau crescătorii de animale, la care funcționează lucrurile, dar nu știu nici de ce. Și bineînțeles, consultanța care îmbină practica cu teoria, nimic nu funcționează și nici nu știm de ce. Sper ca după această prezentare să știți și de ce funcționează și cum funcționează. Creșterea vițeilor reprezintă o investiție pe termen lung, pentru că vaca de lapte începe să producă pe profit abia după a doua, a treia lactație. Deci iată ce înseamnă creșterea unei vițele de reproducție la vacă de lapte. Ne trebuie 2 ani și jumătate până fată pentru prima dată, am primul produs, apoi încă 2 lactații care acoperă cheltuielile din perioada de creștere. Deci este o investiție pe termen lung și este o investiție în viitorul fermei mele de vaci de lapte. Și nu așa cum eram obișnuiți, lăsați viței, că e importantă vaca, să ne dea lapte și să aducă mulți bani în fermă. Este o investiție pe termen lung. Sigur că dacă vorbim despre creșterea vițeilor, un vițel se crește încă din timpul în care este în interiorul vacii, în uter, da? Deci trebuie să acordăm atenție foarte mare vacii în gestație avansată. N-am auzit la noi în România să facă vaccinări, dar în lume, în principiu, se fac vaccinări. Poftiți, luați loc! Se fac vaccinări pentru vacile de lapte. Ce scop au aceste vaccinări în ultima perioadă de gestație, în ultimele 2 luni de gestație? Pentru ca colostrul, primul lapte care îl produce vaca, să aibă o concentrație foarte mare în anticorpi. Da? Astfel asigurăm o imunitate pasivă, pentru că știm că viței, ca toate celelalte mamifere, se nasc fără imunitate. Și atunci vaccinăm vacile în ultimele 2 luni de gestație, pentru ca după fătare colostul să conțină acei anticorpi pe care îi produce vaca împotriva vaccinului și vițelul îl imunizăm astfel. Un lucru iar foarte important este înțărcarea vacii cu minimum 6 săptămâni înainte de fătare, adică cu o lună și jumătate. Eu zic că cel puțin 45 de zile. De ce spun treaba asta? Mă bazez pe faptul că glanda mamară trebuie să-și revină. Asta este principalul motiv pentru care vaca trebuie înțărcată. Pentru că
după ce înțarc vaca, durează cel puțin 45 de zile până când se întâmplă toate procesele de involuție a glandei mamare și apoi de reînceperea unei lactații, adică acel fenomen care se numește lactogeneză, adică inițierea producției de lapte. În cele 6 săptămâni când vaca este înțărcată, trebuie să-i asigurăm o furajare nu prea mult, nici cantitativ și nici calitativ. Aici este momentul în care putem să folosim furajele mai slabe din fermă. Asta nu înseamnă că îi dăm furaje mulcegăite, nu, sau râncede, sau parazitate, sau cu mult praf, ci îi dăm furajele de calitate mai slabă. Apoi, sigur că în această perioadă vaca trebuie să depună în greutate, nu să piardă greutate. Pentru cei interesați, am o altă prezentare cu sistemul de apreciere a condiției corporale la vacă, sistemul americanesc de apreciere a condiției corporale la vacă. Și foarte important în perioada asta este asigurarea proteinei și a vitaminelor, mai ales a vitaminei D și a calciului. Lucrul cel mai simplu, se realizează acest lucru prin întreținerea vacilor gestante pe pășune. Le vede soarele, face mișcare, fătări ușoare, da? Apoi, e foarte important unde ținem aceste vaci. Nu le mai ținem împreună cu vacile care dau lapte. Dacă întreținem vacile într-o boxă, e foarte important așternutul. Atenție la evitarea rumegușului și atalașului în boxa în care vaca stă în repaus mamar și în care vaca fată. Pentru că aceste două tipuri de așternut nu sunt foarte bune. Unul pentru că poate produce boli grave la vițel și altul pentru că poate produce boli grave la vaca recent fătată. Nu folosim boxele de izolare a animalelor bolnave pentru ca să ținem vaca să fete. Da? Alea sunt alte boxe, astea sunt alte boxe. Apoi, în această boxă trebuie să avem, pe lângă toate ustensilele pentru fătare, trebuie să avem și dispozitive de ridicare a vacii, în cazul unei febre vitulere sau febra de lapte.